genul programului Pamflet. E foarte greu să fii politician. Așa se explică prestația deplorabilă a multora dintre cei care aleg să facă asta și, în general, rata ridicată de eșec a Breslei. În politică e nevoie de know-how, de muncă, de talent, dar mai ales de caracter. Asta face diferența și oferă deținătorului locul său în istorie. Caracterul implică respect de sine, față de oameni, dragoste de țară și presupune verticalitate și onoare. Ne sună cunoscut doar în teorie, pentru că, în practica zilelor noastre, e foarte greu să găsim exemple. Fie că ne raportăm la politica din teritoriu, fie la nivel central, cu greutate, jocurile se fac pe aceleași principii. O mână spală pe alta, nu știe stânga ce face dreapta. Avem totuși pretenția că atunci când ne raportăm la președinție, la guvern, politica să fie ceva mai elevată, protocolul, diplomația, școala să fie mai vizibile, să fie. Dar marile așteptări aduc și mari dezamăgiri. La începutul acestei săptămâni, premierul Victor Ponta spunea că președintele României, Klaus Iohannis, a plecat la Bruxelles ca surda la horă, ceea ce a sunat exact ca muta la ceva ce caracterul nu permite a fi spus public, nici ca jurnalist, dar rămite ca politician. Era iritat primul ministru că șeful statului își permisese să spună că s-a plimbat la Sofia. Așa înțeleg ei să arate care e masculul alfa, deși niciunul dintre ei nu este. Dacă ar fi fost, nu și-ar fi disputat asta declarativ la un asemenea nivel și nici n-ar fi reacționat ca suferind de bipolaritate cu toată diplomația pe care încearcă amândoi să o fluture pe sub nasul nostru când și când. Klaus Iohannis l-a invitat marți pe Victor Ponta la o întâlnire. Contextul era tensionat și așteptam cu toții rezultatele rundei a doua. Surpriză însă, președintele a ieșit să spună că întâlnirea cu premierul a fost una normală și eficientă despre chestiunea refugiaților. Sigur că în politică e nevoie de nervi tari și minte limpede, dar să treci brusc de la o stare la alta e semn de tulburare de personalitate. Pe de altă parte, la o zi după ce spunea de președinte surda hora, premierul scrie public pe Twitter că își exprimă deschiderea totală pentru dialog și pledează pentru respect reciproc și colaborare pentru bunul mers al României. M-am putea crede că ori au multiple personalități, ori fac yoga. Mi-e teamă însă că nu e nici una, nici alta. Ceea ce au ei nu le trece nici cu medicație, nici cu meditație. Alina Mihăiescu sunt, un punct de vedere. Cele bune!